Ce a adus anul acesta pentru piața de scule și utilaje? Anul 2009 a fost un an atipic pentru piața de scule, în care, datorită evoluției descrescătoare a segmentului de construcții, am observat și noi o scădere foarte accentuată a vânzărilor pe partea de scule profesionale. Această tendință însă a putut fi parțial compensată de o orientare a utilizatorilor noștri către segmentul do-it-yourself, astfel încât realizările și lansările noastre de produse au fost foarte bine primite, mai ales de către utilizatorii persoane fizice. Să înțelegem că se caută cât mai mult sau se merge cât mai mult pe evoluția aceasta de do-it-yourself, astfel de activități. Observând încă de la începutul anului scăderea interesului sau scăderea consumului pentru scule și accesorii profesionale, ne-am orientat și noi ne-am adaptat din mers, intensificându-ne mesajele către acest, să zic, nou segment în România, piața de do-it-yourself, prin demonstrații, lansări de produse care au fost foarte bine primite de public, confirmând oarecum această tendință de a, nu știu dacă neapărat o conversie a utilizatorilor profesioniști către scule do-it-yourself, dar o trezire a interesului persoanelor fizice față de activități de bricolaj, renovare, decorații, unde, bineînțeles, e nevoie de scule și accesorii. Asta ținând cont și de pragmatismul situației respective, că e nevoie de mai mult de astfel de utilaje. Categoric și un studiu comandat de firma Bosch în cursul lunii august 2009, referitor la obiceiurile sau la interesul consumatorului persoană fizică față de acest tip de activități, a confirmat faptul că în jur de 70% dintre români au început să privească cu interes activități de bricolaj, renovare, chiar în detrimentul, eu știu, petrecerii timpului liber în alt mod. 66% dintre români au spus că preferă să facă mici, eu știu, activități de îmbunătățire a confortului sau reamenajarea unor spații interioare în nume propriu, fără a mai apela la, eu știu, meseriașii care înainte poate erau solicitați pentru genul ăsta de activități. Și poate erau și mai costisitoare. Erau mai costisitoare în primul rând, dar eu sper că și plăcerea de a efectua și de a, nu știu, construi sau a repara ceva cu propriile mâini a devenit o atracție pentru mulți dintre români. 2009 v-a adus și 14 premii pentru excelență și calitate. Dați-ne câteva detalii. În ce constau? Ce reprezintă? Da, practic în Germania, de unde se trag, să zic așa, originele firmei Bosch, există anual o competiție, un concurs între cele mai importante firme producătoare de echipamente sau utilaje. Sunt 13 categorii, în jur de 1000 de participanți. Jurul este format din 31 de personalități din domeniu, precum și jurnaliști la cele mai importante publicații de specialitate, care acordă premii sau care evaluează produsele prezentate în funcție de patru criterii: economie, ergonomie, ușurință în exploatare și design. În anul 2009, sculele Bosch profesionale, pentru domeniul profesional, au obținut 14 premii la aceste patru categorii și, ca urmare, a fost marca Bosch pentru scule profesionale, a fost desemnată cea mai inovativă marcă în 2009. S-a observat în ultima perioadă o tendință către materiale ecologice. Care este durata de viață în general a sculelor grupului dumneavoastră? Ce se întâmplă după încheierea acestui ciclu de viață? Dacă aveți programe de reciclare? Durata de viață a sculelor noastre, nu știu, depinde foarte mult de intensitatea utilizărilor, însă este, nu știu, bazată pe calitatea din domeniul, să zic așa, superior, în segmentul superior. Ce se întâmplă cu sculele noastre devine din ce în ce mai important pentru noi.
astfel încât pe parcursul anului 2009, împreună cu Asociația Română pentru Reciclare, RUREC, și partenerii noștri comerciali, am organizat o serie de activități adresate consumatorilor, atât persoane fizice cât și companii, prin care oferim niște discounturi semnificative la achiziționarea unei scule noi, în condițiile în care se aduce la schimb orice fel de sculă electrică, indiferent de gradul de, eu știu, uzură și de marcă. Astfel de campanii, practic, servesc la, eu știu, întinerirea parcului de scule electrice de pe piața din România, precum și la, eu știu, orientarea consumatorilor noștri către programe ecologice, de reciclare, creând, practic, o platformă instituțională și organizatorică pentru reciclarea sculelor electrice. Ca să rămânem în aceeași linie a discuției, știm că sunteți printre primii care au lansat unul din programele de folosire a tehnologiei Lithium-Ion, mai exact X-ul în 2003. Ce urmează? Se dezvoltă acest program, această tehnologie pentru sculele fără fir, practic? Da, practic, firma Bosch a fost primul producător de scule electrice care a folosit tehnologia Lithium-Ion pentru, eu știu, scule cu acumulator. Aceasta fiind mai mult apanajul, eu știu, telefoanelor mobile sau calculatoarelor. Modelul de șurubelniță cu acumulator XO, lansat, așa cum a spus dumneavoastră, în 2003, a ajuns între timp să fie cea mai vândută sculă electrică la nivel mondial, în jur de 9 milioane de unități. Astăzi, sau în anul 2009, fiind la a patra generație. Aici mă refer doar la acest model care, mă rog, datorită succesului, a generat și nevoia de a-l upgrada. Pe baza experienței și pe baza rezultatelor de vânzări și în exploatare obținute cu, eu știu, acest prim model, tehnologia Lithium-Ion a fost, eu știu, implementată și în alte categorii de scule, inclusiv la cele profesionale. Dacă vă puteți imagina, o sculă, eu știu, care până acum era folosită la demolări sau la lucrări grele, cu ajutorul bateriilor litiu-ion de 36 de volți, a ajuns să capete o mobilitate deosebită, putând fi folosită în situații în care, eu știu, sursa de energie electrică lipsește. De asemenea, în cadrul programului nostru de scule pentru grădinărit, există o orientare clară spre utilizarea tehnologiei litiu-ion, astfel încât, începând din anul trecut, toate produsele noi sau majoritatea produselor noi sunt în segmentul sculelor cu acumulator și, bineînțeles, cu acumulator litiu-ion. Referitor la produse noi, aici poate revin și la eu știu, subiectele abordate anterior, firma noastră se caracterizează printr-o putere de inovare deosebită. În fiecare an, fiind lansate practic pe piață în jur de 100 de noi produse, majoritatea înglobând cele mai, eu știu, noi tehnologii existente pe piață, astfel încât am ajuns la un nivel de peste 40% din vânzările totale obținute cu scule lansate mai sau într-un interval de 2 ani, mai tinere pe piață de 2 ani. Ăsta fiind practic unul dintre, eu știu, motoarele evoluției vânzărilor și, eu știu, menținerii leadership-ului firmei Bosch pe piața de scule electrice. Dacă ar fi pentru un om simplu să subliniem, să atingem câteva puncte esențiale prin care să spunem că tehnologia Lithium-Ion este ecologică, ce anume ați punta? Ecologia, eu știu, tehnologiei rezidă în primul rând din faptul că folosește materiale în construcția bateriilor mai ecologice decât celelalte tehnologii, însă pentru o persoană, eu știu, un utilizator final, o persoană fizică, cred că cele mai mari avantaje sunt în domeniul exploatării. Bateriile litiu-ion la aceeași putere sunt cu 20-30% mai ușoare decât tehnologiile precedente, oferind astfel o mobilitate și o ușurință în exploatare crescută.